Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă emisiune Pro Europa. În seara asta o temă interesantă, o temă de actualitate, o temă care pe mulți îi va pune pe gânduri și mai mult decât atât, vorbind despre internet, vorbim practic de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nu cred că sunt prea mulți care să nu utilizeze internetul, cum nu cred din cei care utilizează internetul, nu sunt prea mulți care nu deschid o pagină de internet cel puțin o dată pe zi. Ne mai vorbim de multe persoane care sunt chiar dependente de internet, dependente de relația cu internetul, de informația de pe internet sau, de ce nu, de pseudo-viața pe care o au pe net, pe rețelele de socializare și așa mai departe. Cât este bine, cât este rău, cât de bune sunt informațiile și de folositoare sau cât de nocive sunt aceste informații, cât de bine este să ai o viață socială pe internet și sau cât de rău este și așa mai departe, foarte multe lucruri despre internet, despre știința care a ajuns de acum să intre, aș putea spune, cu bocanci așa în viața noastră, tehnologia asta, aceasta care ne-a rupt practic de societate. Și mulți au ajuns să fie ei și internetul, sau există și cealaltă categorie a oamenilor care refuză totuși o relație sau o informație luată de pe net, tocmai pe considerentul că nu ar fi neapărat informația cea mai reală și preferă să o ia din cărți sau, mă rog, din alte surse. Invitat alături de mine, domnul inginer Mihai Amăreuț, specialist în comunicare. Bună seara! Bună seara! Sunteți figura cea mai cunoscută în spectrul internetului, în spectrul rețelei de internet, Ambra. Ați făcut pionierat în Piatra Neamț. Cum a fost, când ați început dumneavoastră afacerea cu internetul? Cu rețeaua de cablu și internet. Nici mai țin minte cu mare precizie. Undeva, înainte de anul 2000, cred că undeva prin 1996-97, ceva de genul ăsta. Mă rog, eu sunt în domeniu, fiind electronist, iar sunt mai acasă, să spunem, în aceste domenii tehnice. Să spunem, primele accese, primele idei de rețea, am avut de-a face cu ele încă aproape undeva în jurul Revoluției, când se făceau teste de rețele cu niște modemuri prin liniile telefonice. După aceea, mă rog, au tot apărut tot felul de așa numite bulletin boards, deci programele care te legai cu un modem ca să poți să discuți, să comunici cu cineva. La vremea aceea ne legam în Grecia, dacă nu mă știu, sau ceva de genul ăsta, cred că era cel mai apropiat. Ulterior, pe măsură ce am găsit soluții de a putea oferi acces la aceste rețele de comunicații și altă, în condiții cât de cât rezonabile, am început să oferim aceasta și celor din jur, de fapt mai mult presați de cei din jur. În general, aproape de fiecare dată cineva a spus, domnule, n-ar cam trebui asta, ne-am gândit cum s-ar putea face și am încercat să o implementăm, după care să încercăm să oferim la mai multe lume, eventual poate chiar să educăm oamenii în sensul la ce este bun un lucru, acest lucru în mod special, pentru că la început, vă dați seama, oamenii erau... Lumea era sceptică, nu știa la ce folosește, cât îi va fi de util, dacă chiar are nevoie de așa ceva. Da. Calculatoarele erau slabe? Vorbim totuși de anii 97, Pentium 4, calculatorul, nu știu dacă erau Pentium 4, erau Pentium 4, nu cred că erau încă, n-a apărut sără. Da, deci am început cu calculatoare, mă rog, la vremea respectivă, poate nici măcar nu am prezorul de 486, de fapt 486 cred că erau primele calculatoare care le foloseam la așa ceva și care la vremea aceea erau aproape de vârf sau cel puțin vârful care îl puteam permite noi. Pe de altă parte, nici nu e nevoie de foarte multă putere în acest punct de vedere, pentru că, să spunem, strica comunicație, comunicația pur text, se putea face pe calculatoare chiar cu mult mai simple. În măsură ce au evoluat calculatoarele, această comunicație a devenit mult mai spectaculoasă. S-a trecut spre multimedia, s-a trecut spre video, chestiuni care atunci nu erau accesibile. A crescut puterea calculatoarelor care pot și în acest fel s-a putut, acest domeniu devine din ce în ce mai complex, atât de complex încât deja amenință rețelele clasice și de radiodifuziune și de televiziune, pentru că deja, cel puțin în vest, există deja o mișcare
dinspre televiziunea clasică spre a folosi serviciul internet și în acest sens, pentru că are niște avantaje în acest punct de vedere. Deci, felia, să spunem, de piața acestor mecanisme de intercomunicație se mișorează fiecare în parte, pentru că apar altele care preiau lucruri care cândva erau inaccesibile pentru ele. Și digitizarea, în general, crescând, având încă în funcțiune acea lege a lui Moore care crește complexitatea echipamentelor foarte repede, într-un regim exponențial, ajunge destul de repede să înlocuiască lucruri care cândva păreau probabil din natură este natură imaginară. Cineva îmi spunea mai înainte de emisiune, vis-a-vis de creșterea vitezei de internet, că dacă acum, în momentul de față, viteza de internet ar fi cea din anii 97-2000, 3/4 din utilizatorii de internet s-ar îmbolnăvi de nervi. După ce te-ai învățat cu ceva bun, greu să te duci înapoi la condiții mai grele. Dar, cum spuneam, se folosea și atunci, deci pe undeva la capitolul informație pură, probabil că era cam tot acolo, din acest punct de vedere. Doar că, cum spuneam, acum ne-am învățat cu o informație mult mai bogată, mult mai atractivă și care permite și accesul la mai mulți oameni. Adică, pentru mulți, o imagine fără poze, fără video, n-ar avea niciun sens și, într-adevăr, n-ar mai fi de interes. Pentru alții poate i-ar conta doar textul și s-ar descurca și în condiții mai limitative, dar dacă tot sunt condiții bune, de ce nu? Adică e o plăcere într-un fel. Dacă apare și absurd, la modul absurd se întâmplă ceva în acest moment și nu va profita asigurate viteze mari, probabil că lumea se va obișnui, dar e puțin probabil să se întâmple acest lucru, pentru că disrupțiile din genul ăsta, dacă apar din cauze mai și mai dure și care ar fi mai grave în acest punct de vedere. Chiar există niște filmulețe, apropo, care glumesc pe tema dispariției internetului și a efectelor populației, dacă nu mă știu, este chiar un desen animat pentru adulți, sau fac un episod special pe această temă, când ziua în care internetul a murit și în care este prezentată o imagine post-apocaliptică a societății fără internet. Dar, cum spuneam, este în domeniul umoristicului. Dacă se întâmplă ceva, avem sigur griji mai grele, dar să sperăm că nu va fi așa și încercăm cu toții să luptăm ca să fie lucrurile mai bune, nu mai rele, ce spun de vedere. Păi plecând de aici, există cât e glumă, cât e adevăr, se spune că dacă vrei să cunoști persoana de lângă tine, lasă o săptămână, întrerupi o săptămână conexiunea la internet și la telefonie. Mă rog, săptămâna și atunci, într-adevăr, cunoști omul, începe să-și arate și fața cealaltă, nevăzută, fața umană, să zicem. Nu știu dacă are neapărat legătură. Probabil că există și persoane care, într-adevăr, încep să aibă probleme, dar deja intrăm în alt domeniu, intrăm în domeniul dependențelor, care se apropie de să zicem, de cam depărtează ce considerăm noi a fi normal. Adică deja intrăm în domenii care sunt delicate. Cam cât de dependenți credeți că suntem noi de internet, având în vedere expansiunea firmei dumneavoastră? Ce să spun, vigă veni vorba la noi, penetrarea internetului este relativ scăzută. Chiar suntem, dacă nu mă înșel, la coada Uniunii Europene, printre ultimele țări din Europa, la capitolul penetrarea internetului. Deși am avut disponibilități de internet, de viteze care au și visuri pentru mare parte din vestul Europei, printre primii din Europa, pentru că la noi au existat mulți oameni relativ bine pregătiți care căutau ceva de făcut și nu au avut frâne. În alte părți sunt tot felul de frâne, nu poți face ceva pentru că deranjezi o firmă mare. La noi, pe vremea aceea, nu prea era. Cine avea o idee putea să o facă, nu venea monopolul oficial să spune, domnule, n-ai voie să faci pentru că știu, eu am contractul cu tare. Și atunci am putut să facem chestii în genul ăsta, să oferim servicii disproporționate față de nivelul, știu și eu, economic al țării. Mult timp. Acest lucru e posibil să se schimbe, pentru că există deja foarte multe presiuni de agregare a operatorilor, câțiva operatori mari care să urmare pe cei mici și, în acest punct de vedere, este presiune continuă și puternică pe piață. Să sperăm că nu va avea succes, dar deocamdată presiunea aceasta se simte și afectează. Oamenii, penetrarea relativ redusă e legată nu atât de domeniul tehnic, pentru că tehnica au fost posibil întotdeauna, practic, să fere oși cui. Din păcate, noi suntem poate un pic cam tradiționali în acest punct de vedere. Mulți oameni, pur și simplu, nu schimbă locul în care s-au învățat ei. S-au învățat și eu cu un ziar, acela citesc chiar dacă a apărut altele mult mai bune sau chiar dacă au apărut alte lucruri mai avansate, să spunem, sau mai avantajoase. S-au învățat oamenii cu un post TV, chiar dacă acel post TV dă jumătate publicitate și restul reluări la a treia mână, tot acolo se uită. Nu se mută, chiar dacă alături are oferite încă 100 de posturi de mai bună calitate. Pur și simplu s-au învățat așa. Și în acest punct de vedere, și internetul vine la acest lucru nou,
pentru care multă lume spune, nu știu, ceea nu mă interesează, nu mă uit. Și mai ales la oameni de anumită vârstă, adică mă uitam în afară, vezi blogger de 100 și ceva de ani, la noi, în la anumită vârstă, pur și simplu spune, nu mă interesează. Și o presiune vine mai mult legat de faptul că le-au plecat la bătrâni copiii și trebuie să învețe ca să mai se vadă cu ei, mai o studiez dorul, dar limitat și doar pentru singur scop, puțin se folosește atât puțin la categoria și informare, comunicare, aceste lucruri care internetul chiar poate să ajute cu ceva. Și cu toate astea, în ultimul timp au apărut foarte multe proiecte, foarte multe programe care chiar asta au vizat să învețe inclusiv persoanele în vârstă să folosească internetul tocmai pentru a comunica cu copiii, cu nepoții plecați în străinătate. Nu prea l-am văzut, sincer să fiu. Și nu am vrut să facem o asemenea inițiativă cândva. Sunt relativ dificile pentru că pentru persoane în vârstă trebuie anumită răbdare, trebuie anumit stil. E greu să iei profesor să pui să înveți oamenii în vârstă pentru că, pur și simplu, tinerii nu au răbdare să stea cu asemenea, cu oameni care au un ritm mai încet în acest punct de vedere. Și deși necesități ar fi, deci văd mereu mulți oameni în vârstă care mulți se chinuie foarte tare și apreciez că se chinuie, dar ar fi așa mai bine, ar ajuta într-un fel să aibă un care sprijin. Părerea mea ar fi că poate ar fi o chestiune interesantă de favorizat oarecare organizare socială a acestor oameni în vârstă. Adică problema care se întâmplă că fiecare stă în dreptul lui și zice, domnule, nu mai poate ajuta nimeni, deși și două scherbe încolo mai este încă în vârstă care poate știe ce nu știa el. Poate ar trebui să facem un efort încât să nu mai fim atât de izolați fiecare în fața televizorului sau a ecranului, să încercăm să ne adunăm aleacă și fizic, pentru că, de fapt, această adunare fizică ajută la foarte multe lucruri. Ne schimbăm mai multe opinii decât cele filtrate prin, prin ce cere un grup sau ce cere o anumită imagine, o anumită chestiune. Zic eu că ar fi un lucru folositor dacă s-ar putea agrega cumva, reporni, să pornim inițial, pentru că nu știu dacă în istoria noastră am avut vreodată această tradiție adunării, poate erau cândva și vestitele șezători, la care oameni, femeile nu se adunau ca să toarcă, torceau așa la casă, sau nu aveau mai mult ca să mai schimbe o vorbă, să mai afle ceva. Asta cam dispărut. În vechea societate, în comunism, aveam instituția socială la cozi, toată lumea se aduna la coadă, la lapte, la ora 5, mai schimbai o vorbă. Acum nu mai se la coadă nicăieri, nici măcar asta nu se mai întâmplă. Oamenii nu mai comunică între ei, își găsesc fiecare un debușeu traseului unde place. De exemplu, vine pe internet, își găsește grupul unde se spune exact aceeași părere cu a lui, pentru că este un grup făcut pe aceeași direcție, nu află nicio părere contra din altă parte. La televizor se uită exact la canalul care îi spune lui cum îi place. Și ajunge să ne renocerizăm. Fiecare își vede bucata lui și consideră că tot restul este rău și trebuie distrus și trebuie să luptăm. Și în loc să ajungem să discutăm pro și contra diverse chestiuni și încercăm să terminăm unde ar trebui să mergem, ajungem să ne batem între noi, că ăla e cu tare, ăla e cu tare și nimeni nu mai înțelege nimic. Și, mă rog, societatea de băgate ar de suferit la asemenea abordare. Practic, că ați amintit de vremea comunismului, am cunoștințe și rude care au fost plecate în străinătate în țările vestice pe vremea comunismului și îmi povesteau despre rigiditatea familiilor de acolo, de faptul că într-un bloc ei nu-și cunosc nici vecinul de ușă, că într-o localitate ei nu prea se cunosc și pe atunci, bine, eu aveam o vârstă mică, dar mi-era greu totuși să cred că se poate întâmpla așa ceva, să nu-ți cunoști vecinii, să nu-ți cunoști, eu știu. Am ajuns acum, într-adevăr, să locuim într-un bloc și să nu ne cunoaștem vecinul decât eventual ăla din față sau ăla din lateral și să nu știm cine stă măcar cu un etaj deasupra decât dacă dă drumul la apă și uite să o închidă. Și am ajuns să fim doar noi cu noi. Oarecum egoiști, aș putea spune. Probabil că e o generalizare un pic grăbită. Deci nu te face vestul ca fiind o singură imagine. Probabil de anumită zonă, de anumită țară, de anumită context. Bine, e vorba de țări din Germania, de țările care prin tradiție așa sunt... Poate așa era el ca emigrant. Poate, de fapt, poate existau deja grupuri, dar în care emigranți erau intrau foarte greu, dar se poate și asta. Deci nu știu exact. Eu zis exact impresia opusă, că dacă pe o stradă sunt trei nemți, își vor face o organizație, își vor face o asociație. O chestiune care, cum spuneam, la ei există, la noi este mai mult la capitolul și show umoristic, cum era în Caragiale, președinte la comitete și comiții. Nu știu în ce măsură ele erau doar de formă ca să îi reproducem și noi cumva vestul sau chiar au avut o activitate, pentru că noi între timp am fost rupți de diversele regimuri dictatoriale care au interzis orice formă de organizare în afara celei sancționate oficial. Și chiar dacă există asemenea tradiție, a fost cu această ocazie ruptă și nu a fost niciodată recreată înapoi. Practic, se spune că internetul este
unul din marele câștiguri ale sfârșitului secolului 20 și începutul secolului 21. Lumea avidă de informații reușește de pe internet să-și obțină acele informații de care are nevoie și multe alte informații în plus. Cât sunt de utile informațiile de pe net? Depinde cum definim noțiunea de util. Pentru că în momentul de față, dacă vreau să obțin o informație despre pâine și dau o căutare pe un motor de căutare pâine, aflu de la cum se face pâinea până la cele mai mici elemente de cum pot să omor un om mâncând pâine. E forțat. Aproape. Sau ce poți să pui în pâine ca să nu-i fie bine celui de lângă tine. De asta zic, cât sunt de utile totuși aceste informații? Sau până unde sunt ele utile și de unde încolo? Noțiunea de util e foarte relativă, cum spuneam. Pentru că e o judecată de valoare. Judecățile de valoare nu sunt absolute. În tot timpul sunt în anumită perspectivă, știu și eu, socială pe undeva, în funcție de cum ne vedem noi în lume și cum ne vedem în cei din jurul nostru în lume. Deci poți să dai o regulă generală. Așa, dacă luăm la capitolul filozofic, unde spune că orice informație este utilă. Deci știința este o valoare în sine. Prin faptul că știi, te simți bine, te simți și ușor mai împlinit. Prin faptul că știi, chiar dacă știi că ceva îți face rău, te simți împlinit că știi că îți poate face rău și să ai grijă la acel lucru. Problema mai mereșoară pe undeva este că circulă, dar nu numai pe internet, circulă peste tot, o mulțime de informații care exploatează, să spunem, diverse complexe care le are oricine pentru a vinde tot felul de informații false care să sperie lumea. Pentru că omul speriat este un consumator mai avid. Care spune, domnule, vei muri? Și atunci circulă tot felul de prostii, de la, domnule, nu mânca pâine pentru că mor, că nu știu chestii cu glutenul, care dacă cauți cu atenție vezi că sunt de fapt false. Și o mulțime de asemenea chestiuni. Avem și noi, numai la internet, fiindcă vine vorba, apar deseori și pe televizor, de exemplu. La noi apare mereu un doctor, mare specialist în alimentație, care când ești cauți ce anume spune el, de fapt constați că nu este susținut. Dacă am scos și eu, dar dau bine la un anumit public. Și aici se întâmplă un cerc vicios. Când întrebi cei în televiziune de ce dați chestiunea asta, domnule, asta știe lumea, trebuie să dăm la nivelul lor. Când întrebam, domnule, ce să dăm la nivelul ăsta, să dăm la televizor, asta învățăm. De unde să învățăm mai mult dacă ăsta este nivelul? Aici vin eu și zic că nu pot să dăm vina pe un internet sau altă, deși nouă ne place să căutăm pe cineva să dăm vina. E vina oarecum colectivă într-un fel. Zic eu că unul din cauze este faptul că, mai ales după 90, la noi a cam dispărut spiritul critic. Deci a început să devină de bon ton, să te uiți în partea cealaltă când vezi că unul minte, că păcălește, că ceva, zice, domnule, să se ia să caute ăla pe care îl păcălește, fără să te gândești că ăla poate nu are posibilitățile intelectuale sau nu are timp, pur și simplu, are altceva de făcut decât să caute dacă cine spune ceva are dreptate. Și e corect și ușor pe undeva și bine dacă venim la capitolul bune. Ce înseamnă într-o anumită perspectivă, este bine să îl tragi de mânecă și să spui, știi, domnule, omul ăsta vezi că te păcălește pentru că nu are dreptate aici, uite, din cauza asta, asta și asta. Și atunci poți măcar să dești un scepticism sănătos în cel care aude această chestiune și nu se duce pe un traseu în care va fi mai greu de educat ulterior în acest punct de vedere, în care încearcă și el să înțeleagă cumva lucrurile în jurul lui și să poate să clasifice de unde vin informații care sunt sustenabile și de unde vin informații care de fapt sunt doar vise care s-ar putea să-i facă mai mult rău decât bine, chiar dacă pe termen scurt îl face, poate să-i se pare că e mai bine, că se simte fericit din cauza acelor informații. În momentul în care vrei să obții o informație, de exemplu, de la televizor, se poate ca să nu găsești o contrainformație în același moment. Pe când pe internet, instant, poți să găsești și informația și contrainformația, aici cât este de bine. Dacă o cauți. Nu apare, nu bulversează omul, că în momentul în care spui utilitatea unui produs, a unui fruct, cât este de bun. Dând să cauți acel fruct, găsești și cât este de nociv. Dacă te-ai fi uitat la televizor, ai fi văzut o emisiune care se promoveze doar cât este de bun sau de nociv. Pe internet, dacă dai să cauți acel fruct, găsești o pagină care îți spune cât este de bun, următoarea pagină care spune cât este de nociv. Exact. Trebuie să, aici e chestiunea care duce până la urmă la necesitatea educației, de care nu scăpăm. Noi nu știu cum tot ne ferim de ea, constatăm mereu că avem mereu probleme cu ea și, din nefericire, singura variantă este să ajungem să ne educăm nu doar noi și pe cei din jurul nostru. Asta e o chestiune, după părerea mea, o chestiune la care
clasa cât de cât intelectuală din țara asta a cam dezertat de la datorie, la datorie de a învăța pe cei din jur. Cândva Ciușeu era în satul românesc clasic, cel puțin cum îl vedem în romanele care ne plac atât de mult, Ciușeu, preotul, profesorul, oameni intelectuali care citiți și care explica omului cum este un lucru. Acum la noi intelectuali, cum spuneam, se cam uită în fiecare dreptul nostru, în dreptul lor, spun, domnule, fiecare cu părerea lui, nu-l contrazic, poate vede altfel lucrurile, lăsând în acest fel, lăsând oamenii care nu pot să aloce așa de multe resurse pentru a studia ceva, lăsându-i cumva în această dilemă. Cum sunt lucrurile? Internetul are mare avantaj că dându-ți acces la toate informațiile disponibile sau mare parte din informațiile disponibile, ai șanse să ajungi și la informația corectă. Unica problemă este să poți să o discerni. Cum o discerni? Este relativ simplu. Este cea pentru care nu există critici credibile. În momentul în care una din informații are o critică care este bine susținută, iar cel care o produce nu aduce un contraargument, un contraargument de serios, în acest moment acel cineva, chiar și purtătorul mesajului, pot fi considerate ca nesigure și să le ignori. Și în acest fel poți să ajungi la cam unde este informația corectă și care este într-un singur fel. În momentul în care se transmite prin mai multe canale, prin un număr limitat de canale, risc ca la tine să ajungă informații diferite, dar care să fie toate nesigure, pot fi toate eronate. Aici e o chestiune. Trebuie să ne gândim la un citat din Ana Karenina, nu? Unde spunea că toate familiile fericite sunt la fel, fiecare familie nefericită este nefericită în propriul ei propriu. Exact acest lucru se întâmplă și la informații. Informația este corectă într-un singur fel, poate fi incorrectă în foarte multe feluri. Trebuiește efortul cineva să-i caute care este informația corectă și, în principiu, ar trebui ca acela care o găsește să transmită către cei din jur și modul în care celelalte informații sunt incorrecte. Cu acest lucru la noi nu prea se face, așa se întâmplă că informațiile incorrecte au foarte multă credibilitate, apar foarte des la televizor, că au multă atracție, o chestie mai spectaculoasă, cu atât mai ciudată, cu atât face audiență, dar nu ne uităm la reversul medaliei, la faptul că ajungem ca să avem mulți oameni care nu mai înțeleg ce e bine și ce e rău, oameni care ne bazăm până la urmă pentru viitorul nostru, pentru că acei oameni vin în rândul cu noi la vot. Și sunt oameni care pot la un moment dat să influențeze votul, sunt oameni care pot genera o opinie, pot fi formatori de opinie și așa mai departe. Stimați respectatori, ne apropiem de pauză. După pauză vom vorbi despre câteva lucruri foarte interesante și anume faptul că mare parte dintre noi sau toți avem pretenția că știm să folosim internetul. De altfel, nu știu cât de bine știm noi să folosim internetul și cred că ideea de a face o școală, un curs unde să fim învățați să folosim internetul, să știm să restricționăm internetul, că la internet până la urmă au acces și tinerii și adulții și copiii și așa mai departe și puțin dintre părinți știu să restricționeze, cum să restricționeze accesul la internet, știu cum să folosească un motor de căutare, care sunt anumite pagini care conțin virus și de ce nu ar trebui deschise și așa mai departe, să nu cădem în anumite capcane ale internetului, capcane numite și rețele sociale și multe altele vom vorbi după o scurtă pauză. Revenim așadar. Am revenit din nou în direct, vorbim despre internet, provocare sau capcană. Vă spuneam în prima parte că ar fi foarte util să vorbim puțin despre modul în care am reușit sau am putea să fim și noi educați să folosim internetul. Internetul generează, pe lângă foarte multe informații, foarte multe capcane. Foarte, foarte multe capcane. Și chiar în pauză spuneam domnului Amăriuței vis-a-vis de faptul că la un moment dat încercând să deschid o pagină oficială a Colegiului Psihologilor din România, deci o pagină oficială, mi-a apărut un avertisment, poliția română, nu știu ce, Dumnezeu, că nu știu ce am făcut. Eu am închis pagina, că am zis cine știe ce s-a întâmplat, am dat telefon la București și am întrebat ce s-a întâmplat. Am deschis ceva care nu trebuia, s-a secretizat dintr-o dată o pagină a unei entități profesionale. Despre ce a fost vorba? Poliția română este un virus larg răspândit, făcut pus undeva în Rusia, dacă nu mă înșel, care pur și simplu sperie lumea că a făcut ceva ilegal și pentru a debloca acel calculator trebuie să plătească o anumită sumă. N-am citit chiar tot, am văzut poliția să închid nu știu ce, bine, am închis și asta e. Din păcate a avut foarte mult succes, destul chiar au și plătit suma respectivă. Din păcate, ca și amendă sau ca și ce era suma? Da, e trecut ca amendă. Bine, pentru cine are un minim de spirit critic, poate observa că
textele legale care au trecut acolo sunt complet incoerente, pe lângă faptul că nu au nicio legătură cu legislația noastră oricum. Din păcate, și pe internet, ca oriunde altundeva, circulă foarte multă dezinformare. Și această dezinformare uneori este și făcută de distracție, dar deseori este făcută cu un interes. În acest sens, interesul unora să scoate niște bani de la cei mai slabi de înger. Din păcate, acest caz a ajuns la noi să aibă și victime. Nu de mult, cetățeanul undeva la țară, în zona Galați-Băiela, pe acolo, chiar a crezut de bun acest lucru și a aspirat atât de rău încât s-a sinucis și el împreună cu copilul său. Încă un exemplu al riscurilor la care ne expunem ne educând suficient de mult oamenii să fie ceva mai sceptici, ceva mai critici. Pentru că trebuie să ne învățăm o vorbă veche românească care spune că nu tot ce zboară se mănâncă. O vorbă care nu circulă foarte rar. Bine, dar câți știu lucrurile astea? Că pe net sunt tot, asta repet, pe net sunt tot felul de capcane din care mulți câștigă enorm. Nu numai pe net. Deci n-am avut Caritasul. Și încă atâtea ediții. Adică sunt oameni care și-au pierdut apartamente și s-au dus la următorul imediat. Pe ideea că hai că aici au șmecherie, deci nu mai pierd, pentru că aici este serios. Este o educație, în alte părți au avut-o mai din timp probabil, pentru că au fost această libertate de comunicație care permite să circule și prostiile cu lucrurile bune, a silit oamenii să spunem să fie ceva mai atenți la cum filtrează informația. Noi venim, din păcate, dintr-un regim în care circulația publică era foarte strict filtrată și critica era descurajată, pentru că în momentul în care începeam și eu să învățăm oamenii cum devine logica, nu mai mergeau tezele partidului, că arăta că e complet ilogic aici. Așa că partea de logică era lăsată foarte, foarte undeva în spate, în acest punct de vedere. Nu era predată niciodată ca atare. După 90, acest lucru ar trebui să se întâmple, dar nu s-a întâmplat. Deci nici în ziua de astăzi, din câte știu, nu se face nicăieri în școală gândire critică, logică, ceva filozofie aplicată. La noi filozofie se cheamă învață pe de rost o listă de filozofi și cu tezele lor și anii când au trăit. Ceea ce au stupizenie. Chiar nu interesează cum îi cheamă și cum a scris exact. Interesează, până la urmă, cum se integrează diversele idei într-un sistem coerent, care să-ți permită și o să câștigi un... o aderență la societatea din jurul tău, să iei pe ce lume te afli și să nu iei de bun chiar orice prostie circulă. Și pentru că suntem la o emisiune care promovează europenizarea și chiar mondializarea, mare parte din cei care folosesc internetul îl folosesc și pentru rețelele de socializare, cea mai cunoscută fiind rețeaua Facebook. Unul din patru cetățeni din lumea asta are cont pe Facebook. Deci este cea mai mare rețea de socializare și totodată cea mai perfectă rețea de urmărire, aș putea spune. Cea mai perfectă bază de date. Da, rog, în principiu, cine ar fi? Cei care, la cele care ne gândim noi, apropo de rețea Big Brother, aveau informații dinainte vreme, nu au depensie de Facebook. Dar aici, pe Facebook, acum, informațiile sunt date benevol, adică pot să arăți și unde ești și ce faci și îți arăți și rudele și prietenii și cu dacă cine vrei. Ești. Și cu cine... Dacă vrei. Mulți cad în această capcană a vedetismului pe internet. Da, rog, în principiu, riscurile sunt mai mult la capitolul că știi când ești plecat, dacă chiar scrii când ești plecat și poți să te atace hoții. În acest punct de vedere ar fi un risc mai direct. Așa, mulți ar putea zice care este secretul. Avem un loc în societate, un loc pe care ne-l asumăm. Până la urmă este poziția care are orice persoană publică. Rare o persoană publică sunt secrete. Pur și simplu, stacheta acestei roluri de persoană publică a scăzut cumva, dar totuși fiecare și-l asumă. Adică poți să-l asumi, să fii cunoscut în acest vedere cine ești, ce faci și n-ai neapărat ceva de ascuns, pentru că cu suficientă atenție nu se pot exploata chiar extraordinar de ușor informațiile de acolo. Mă rog, depinde și de contextul sociopolitic din zone. De exemplu, american este un pic mai riscant pentru că acolo băncile împing foarte repede cardul de credit și poți să ajungă cineva să-și facă un card de credit pe numele tău relativ ușor și să ajungi să fii tu bănuit, să fie greu să te cureți că nu tu ai făcut de fapt problema respectivă. La noi e mai greu, nu prea cred că sunt găsite așa de repede băncile să dea credite fără să vadă ochiul omul la ochi și să dea o semnătură acolo, deci în acest punct de vedere. Nu știu în ce măsură sunt la fel de ușor de exploatat informațiile proprii. Oricum, acest miraj al rețelelor de socializare a cuprins toate vârstele, mai toți oamenii care își doresc să aibă relații, cunoștințe, prieteni și așa mai departe
din această lume virtuală. Și în ultimii ani vorbim de două fenomene, de fapt același fenomen. E vorba despre agresiunea pe internet, care, mă rog, în momentul în care este exercitat asupra copiilor, vorbim despre cyberbullying, și dacă este asupra adulților, e vorba de cybertalking, în care apar aceste amenințări continue din partea unei persoane pe care nici nu o știi, nici nu știi cum să te aperi de ea, și care în permanență te amenință mizând pe niște evenimente reale sau niște lucruri reale din viața ta pe care el le cunoaște, că tu le-ai pus acolo pe rețelele astea de socializare. Practic o presiune continuă care se adaugă, eu știu, stresului zilnic și care duce, în câteva cazuri, sunt și pe net prezentate câteva cazuri în care s-a ajuns până la sinucidere. Mai ales la niște copii. Aici e problema. Deci, în principiu, victimele sau riscul de victime sunt a persoanelor cu educație slabă. De asta copiii n-ar trebui, în principiu, lăsați să ne supravegheați pe așa ceva. Deci ar trebui părinții, în primul rând, să știe, să se implice ei și să vadă despre ce este vorba, încât să poată să-i educe în acest punct de vedere și să nu le este singur la dispoziția oricui cu ei. Știu că e greu, dar asta e situația. Iar persoanele în vârstă ar cam trebui deja să fie de cum această față a educației, în care să, știu și eu, să poată să stea pe propriile picioare în acest punct de vedere și să nu ia de bun chiar orice. Că există persoane abuzive, asta e situația. Multe poate cu probleme de natură psihică. Dar e clar că peste tot apar, și asta și în viața de zi cu zi apar astfel de abuzuri, și am întâlnit inclusiv de pe vremea de mult apusă, vremea comunistă, nu? Când erau tot felul de, pe atunci spunea că furau copii, că, mă rog, se întâmplau de toate. Dar faptul că se întâmplă pe internet, faptul că mulți copii cad victimă acestor abuzuri, este de acum îngrijorător, eu cel puțin așa consider. Ce să spun, ce vedem este doar un efect până la urmă. Un efect al educației deficitare. Deci abuzurile sunt și în lipsa internetului, s-a dintotdeauna, știu și eu, copii răpiți și abuzați și chestiunea aceasta. Nu e absolut nicio noutate din acest punct de vedere. Poate, din potrivă, internetul ne ajută, pentru că poate să ajute la educația celor copii. Având acces pe internet, văzând diverse chestiuni, poate ajung mai repede să afle lucruri care în cercul lor de prieteni poate nu ar fi fost cunoscute. Până la urmă, internetul este, într-adevăr, o capcană, dar pentru copii, trebuie să o recunoaștem, este și o provocare. Normal, ei au mintea, să știu, ca un burete, așteaptă informații. Și internetul oferă aceste multe informații. E cu dus întotdeauna acest punct de vedere, adică informații prea multe, prea ușor accesibile, pot să aibă și un efect negativ pe undeva. Mi se pare că are loc aproape un fel de rezistență la informații. Aduc aminte, pe vremurile noastre, stăteam și eu la coadă la librărie, când veneam aminte carte interesantă și o citeam din scoarță în scoarță, înțelegând ceva relativ complet. Avantajul atunci când înveți nu ajută să știi informația finală. Te ajută mai mult să afli pașii prin care au fost făcute, să poți să înțelegi cum a apărut ceva, încât să-ți faci o imagine completă și concretă a modului în care diversele elemente pe care le-ai se întrepătrund. Ori internetul are acest avantaj pe undeva, având accesibil direct rezultatul final, multă lume nu mai este interesată de pași și atunci nu mai are aparatul logic dezvoltat care să-i permită și ușor să discearnă ideile bune de cele rele. Aici e marea problemă a faptului că te legi doar de efectul final. Chiar așa am văzut la copii acum, la școlari, în momentul în care îi se dă să citească o carte, citesc primele două, trei pagini de la început și repede finalul. Bine, acum cu cărțile, cred că făceam și așa și eu la fel când eram școler, cu multe cărți care mi se făreau foarte plicticoase. Poate din cauza că nu era prezentată cartea cum trebuie atunci când se cerea, că nu știu dacă citește cineva finalul pentru o carte care vrea să citească, îi place să citească. Poate i s-a cerut la școală, vrea să aplice o chestiune, să bifeze acolo ceva. Și atunci obligația, mai ales copiii, răspund rău la obligații. Poate ar trebui cumva, și eu convine și discutați, să se discute despre acest lucru, să se afle ceva care să fie interesant în carte, nu atât doar să reproduci și eu câteva fraze de aici de acolo care să fie mai mult sau puțin interesante. Inclusiv pe vremea mea se purta ideea, domnule, învață referatele la române. Se ducau niște referate, acelea trebuia să le învățăm, să le replicăm la lecție. O chestiune foarte păguboasă, pentru că acele referate, chiar dacă erau și frumoase, înflorite și atractive, învățarea lor lăsau foarte puțin în capul celor care le citeau. Chiar
o discuție între elevi, acel domeniu poate ar fi fost mai angajantă pentru aceștia, în acest punct de vedere. Adică, poate deseori noi tragem și o țintim foarte sus și nu reușim să ajungem nici măcar jos, în acest punct de vedere. Poate mai grabă lăsăm o leacă ștacheta un pic mai jos la nivelul la care putem să o prindem, dar măcar să trecem peste ea pe bune, în loc să ne facem că trecem peste ea, un lucru care în ultimul timp se cam întâmplă, după cum se vede din multele rezultate negative care întotdeauna parvin din sistemul de învățământ. Interacțiunea, fiecare om are nevoie de interacțiune cu oamenii din jur, fiecare om are nevoie de socializare. Cât de reală este socializarea pe diferite grupuri pe internet? Cât de prieteni sunt ei de fapt? Că dacă e să ne uităm așa, fiecare avem sau nu, și mă îndoiesc, conturi de Facebook cu mii de prieteni. Cât de real sunt acei prieteni? Dacă ar fi, de exemplu, să ai nevoie de 10 din cei 1000 de prieteni și le-ai cere ajutorul și eventual să-i vezi la ochi, credeți că ar răspunde? Am spus, depinde de fiecare om în parte. Deci nu toată lumea are mulți mii de prieteni. Mulți oameni chiar sunt relativ... Se limitează la un număr... Da, un număr limitat care știu și ceva. Deci nu toată lumea are aceeași rețetă de Facebook. La noi, poate și de... pentru a epata, poate și datorită faptului că nu ne place să spunem, noi ne-am învățat să răspundem cu ies la orice cerere și atunci să adunăm mii de prieteni care poate nici nu ai văzut vreodată și nu știu de să iei și atunci să le cer ceva e mai greu. E greu de... Deci oricum clar că termenul de prieten din Facebook nu echivalează, cu termenul de prieten din viața reală. În realitate, bineînțeles. Nici nu și-a pus problema de asta, acum mai nou au creat o categorie nouă, prieteni apropiați, unde eventual poți să-ți tragi pe cei care chiar sunt mai aproape și eventual se diferențeze în apropo de tipul de mesaje care apar în acest punct de vedere. Deci, iarăși, cum spuneam, nici nu trebuie să-i confundăm, au roluri diferite pe undeva. Oamenii nici nu pot să aibă un număr foarte mare de prieteni. Numărul de prieteni a unui om era undeva, chiar o cercetare psihologică în acest sens, care spunea că este undeva în jur de 50, ceva genul ăsta, numărul de Dunbar. Deci, în momentul în care avem mult mai mult de atât, clar că aceia nu mai sunt prieteni care să ne gândim, sunt eventual și o formează un grup cu interese comune. Știu, și n-ar fi poate prieteni, ci ar fi și membrii de, nu știu ce să zicem, de club sau ceva de genul ăsta. Deci, ea ajuta în acest punct de vedere, formează niște cluburi. Acum, în ce măsură clubul te ajută, discutabil. Deci, în tradiția vestică, mai ales cea anglosaxonă, și oamenii obișnuiau să aparțină la diverse cluburi și cluburile acelea le asigurau poate uneori unele chestiuni, dar acelea au organizare ceva mai riguroasă, să spunem, mai solidă, mai pragmatică, mai vizibilă decât a lui Facebook, care până la urmă nu asigură decât pur și simplu un cadru în care se poate sta de vorbă și unde să-și vândă publicitate, pentru că până la urmă scopul lui și eu comercial, pentru că Facebook este o firmă comercială, este să atragă cât mai mult mai mulți ochi care să vândă publicitatea de alături. Până la urmă nici nu am neapărat obligație să ofere mai mult în acest punct de vedere, oferă un serviciu care este până la urmă comod și ne convine prețul, faptul că trebuie să plătim ceva doar să suportăm acea cantitate de publicitate. Poate că se putea organiza așa altfel. Avem, de exemplu, Wikipediei, care este tot o organizare de această natură socială, care este creată tot de utilizatori, ca și Facebook, pentru că Facebook conținutul este creat de utilizator, nu atât de firmă. Wikipedia a mers pe alt drum. Jimmy Wales a mers pe ideea că nu facem niciun fel de publicitate. Ce costuri sunt implicate pur și simplu pentru întreținere se obțin doar din donații, din când în când apare o poză cineva să doneze ceva, din acele fonduri sunt plătiți cei care se ocupă de întreținerea serverului la Wikipedia și iată a dovedit și spre marea... Wikipedia supărare. Unul dintre cele mai credibile site-uri, aș putea spune, ca și informație. Mai ales în limba engleză. Deci credibilitatea lor este dată, până la urmă, este generată tot social. Deci acolo Jimmy Wales nu scrie articole, articole sunt scrise de diversi și oricine din noi poate să... Wikipedia este buton editare, modifici orice lucru de acolo. Paginile, în general, mai ales cele complete, sunt generate tot de utilizatori și utilizatorii care le-au generat, de obicei, se și uită, pot să opteze pentru a obține notificări când s-a modificat ceva și, eventual, dacă cineva abuzează, se șterge modificarea sau, eventual, chiar se elimine de pe Wikipedia utilizatorul respectiv.
dar a fost creată la această manieră anarhică, aș putea să spunem, la care absolut oricine poate să contribuie, titlul nu contează, contează calitatea contribuțiilor, așa cum este estimată de cei din jur. În această cauză, Wikipedia engleză este într-adevăr foarte avansată, alte limbi care au mai puțini utilizatori sunt mult mai restrânse. Wikipedia română, de exemplu, este destul de limitată atât la număr de articole, cât și la calitatea acestor articole. Și la volumul informației din fiecare articol. Da. Aceea s-ar putea face mult. Adică, părerea mea că ar trebui, ca temă la cam la toate școlile, ar trebui să fie, când discutăm un obiect, să copiii, elevii, să, dacă tot o studiați, să completeze articolul Wikipedia din acel obiect. Ar câștiga și ei, ar câștiga și cei din jur. Din păcate, la noi, în învățământul este văzut relativ rău. Nu am știut să spun de ce. Mai rog, zice, domnule, informații de Wikipedia, poți să editezi oricine, egală cu zero. Nu este egală cu zero. Sunt totuși niște idei, niște direcții, dar pe care nu poți să te bazezi 100%. Practic, Wikipedia, greutatea Wikipediei stă în faptul că ea insistă să ai referințe pentru orice afirmație. Și atunci, practic, devine o colecție de referințe a informațiilor de acolo, care pot fi verificate. În acest moment de vedere, normal să fie mai credibile decât un ziar în care s-a spus cineva ceva, nu știi de unde am luat informații, dacă le-a tradus bine, dacă nu, pe când Wikipedia, multe informații sunt toate informații pe net, și atunci pot fi pe parte confirmate, pot fi eliminate ușor cele evident false în articole care prezintă suficient interes încât să se uite cineva la ele. Dacă e un articol și o periferic care nu interesează pe nimeni, nu poți ca să spui. Dacă nu ai găsit și acolo și link-uri care se ducă către chestiuni care să spună ce spune în articol, trebuie să le iei contra de sare. Până la urmă, internetul, capcană sau provocare, provocare sau capcană, este un rău sau un bun necesar. Toți, nu sunt neapărat dependenți de net sau de informația de pe internet, dar la un moment dat al vieții au nevoie de internet pentru orice, și să vadă un film, și să joace un joc. Deci, cum spuneați, televiziunea pe internet este, în afara faptului, calitativ mai bună, nu? Nu neapărat. Dar este și mai ieftină până la urmă. Ca să nu vorbesc de comunicații. Una este să vorbești cu o persoană aflată în Statele Unite prin telefon și una este să vorbești pe internet, eventual să o și vezi. Da, videotelefonia într-adevăr a fost complet ucisă de internet. Cândva se tot făcea reclamă de videotelefoane cu niște prețuri, acum nici măcar nu se mai oferă la modul serios asemenea echipamente, deși și pentru conferințe se mai sunt echipamente cea mai scumpe care se scumpe ceva calitate, dar care deseori, de obicei, tot internetul folosesc ca fiind o infrastructură mult mai performantă care să asigure relativ ușor așa ceva. La capitolul preț la televiziune, ce așa o discuție. Este relativ ieftin în contextul în care se piratează foarte mult. Și aici considerăm că, de fapt, nu costă. Aici e cu dus întors într-un fel. Trebuie să ne uităm dacă nimeni n-ar plăti un autor, acel autor a mai creat ceva. Trebuie și aici un echilibru pe undeva ținut între comoditate și creșterea întregii societăți. Noi deseori ne uităm doar la propria noastră felie, hai să strângem noi cât mai mult, în loc să ne uităm, să observăm de fapt că suntem într-o barcă cu toții în care trebuie să ne sprijinim unii pe alții și să vărsim toți în aceeași direcție. Pentru că nimeni nu trăiește singur. Dacă barca se scufundă, ne scufundăm și noi cu ea, nu putem face fruta suficient de mult timp. Și câteodată poate această direcție de hai să tragem totul la gratis, poate chiar poate să afecteze poate și o producție proprie culturală în acest punct de vedere, care la noi nu este cum este în acest punct de vedere, poate și din motiv de cerere. Deci, alte trasee, deci dacă să ne uităm bine la capitolul internet, monetizarea producției nu este totdeauna așa de simplă. Facebook a reușit, Google a reușit foarte bine să monetizeze, dar nu toată lumea reușește să-și monetizeze producția. De aceea, deocamdată, există încă sistemul clasic de televiziune care permite, încasarea unor sume care să fie distribuită autorului, pentru că, practic, cam asta face televiziunea. Este un sistem prin care se colectează niște fonduri care se duc către diversi autori în acest punct de vedere. Pe internet, după cum știm, nu prea au avut succes asemenea inițiative, pentru că există foarte multă piraterie alternativă și această piraterie este datorată, în mare parte, poate și datorată faptului că nu realizăm că e normal să plătim ceva de care beneficiem. Un lucru care e iarăși o chestiune psihologică, într-un fel. Bine, pe undeva poate să devină și posesorii de drepturi de autor care deseori abuzează mult de acestea.
Cerând sume foarte mari. Cerând sume foarte mari, să fac tot felul de presiuni de piață, se întâmplă, de exemplu, cu o firmă mică, să mi se spună, domnule, nu ți se acest produs, tu n-ai voie să-l distribui sau trebuie să plătești triplu decât costă cu tare operator mare, pentru că tu încurci, pentru că ești un mic acolo. Ei, aici noi avem o problemă ca națiune, pentru că în mod normal ar trebui să existe cineva mai puternic decât cel puternic, și anume statul, care se spune, domnule, în momentul în care ai făcut chestiunea, ai călcat pe bec, vorbește cu ursul. În păcate, la noi aceste chestiuni sunt făcute mai mult de formă și atunci lăsăm o piață și o piață sălbatică într-un fel, care dă o imagine proastă și către oameni și atunci normal oamenii să nu mai crede în ea. Adică nu te mai crede nimeni că vrei, când spui omului să fii cinstit, câtă vreme vede că cel mare nu e cinstit și merge și așa. Și atunci propagăm iarăși o chestiune în care hai, cine poate trăiește, cine nu, un capitalism ăsta de piață care în general nu iese bine. Stimați telespectatori, emisiunea s-a apropiat de final. Internetul, cu bunele și relele lui, s-a dovedit practic de-a lungul timpului, de-a lungul aproape 20 de ani, că este o forță, atât în ceea ce privește manipularea, cât și în ceea ce privește informația. Din păcate, internetul, cu bunele și relele lui, a dovedit pe parcursul anilor că este și o capcană. O capcană pentru mulți care au crezut realmente în ceea ce se întâmplă dincolo de ecranul monitorului, o capcană pentru cei care, eu știu, au picat în plasa unor excroci, pentru că până la urmă internetul este și o societate ce-i drept ascunsă în spatele monitorului, dar există și nu întotdeauna le-a fost plăcut. Așadar, fiecare este suveran în dreptul lui să privească pe net sau să caute acele site-uri care le consideră a fi utile. Ați văzut și dumneavoastră și domnul Mihai Măriuțe spune că până la urmă educația este cea mai importantă. Modul în care știm să căutăm ceva pe internet și motivația și mai ales ce interes avem să căutăm anumite informații pe internet. Această educație ar trebui într-adevăr să pornească de la școală. Dar așa este, din păcate, școala alocă foarte puțin educației de a utiliza internetul, deși sunt convins că școala este la fel de conștientă ca noi toți de utilitatea internetului și de acest fenomen. Până la urmă, fenomenul internetului, așa cum am spus, mare parte dependenți de acest fenomen. Așadar, stimați respectatori, ce să vă spun? E într-adevăr o mare provocare, internetul, putem vedea tot felul de informații, dar mare atenție și la capcanele care sunt pe internet, capcane la fiecare pas, mare grijă și la cine vorbiți, ce detalii oferiți și la ce detalii preluați, că s-ar putea nu toate să vă și folosească. Mulțumesc tare mult, domnule Mihai Măriuțe, pentru prezența în emisiune. Până săptămâna viitoare la emisiunea Pro Europa, eu, Romeo Panaitescu, vă spun, fiți pro!